Bine veniți la o nouă ediție Universul la Feminin. Astăzi avem invitat pe domnul dr. Mironițac, psiholog clinician, cu care ne-am mai întâlnit și toate edițiile împreună cu dumneavoastră au fost, s-au bucurat de mare atenție și oamenii au urmărit cu interes. Noi aveam în plan încă de astă vară să facem o ediție împreună, să reluăm această periodicitate. Dar iată că nu s-a ivit ocazia, iar acum suntem în poziția să o facem și gândul meu, atunci când am spus domnul dr. Mironițac va fi cel invitat astăzi, este exact legat de preocupările dumneavoastră, de întreaga dumneavoastră carieră. Iată, dragi prieteni, cu dorința de a clarifica anumite aspecte, nu pe cele pe care le vedeți la știri, aș vrea să vorbim despre acest război. Domnule doctor, vă ascultăm cu drag să ne spuneți legătura dumneavoastră cu întreaga această situație. Bună ziua sau bună seara, nici nu știu cum să spune, și mă bucură că m-ați invitat. Într-un fel mă bucură, într-un alt fel sunt ca majoritatea izraelienii și române evrei. Sunt îngrijorat și sunt foarte, foarte deprimat și trebuie să fiu sincer și să spun și lucrul ăsta. Cu totuși, că dacă mă ocup și mă ocup de două săptămâni să dau ședințe de psihoterapie, în fiecare zi am câțiva pacienți care mă sună din Israel și le ajut, pentru că lucrul ăsta este un lucru, o datorie de a mea morală, că dacă nu m-au lăsat, că eu trebuiam să fiu acum în Israel, că m-au chemat să fac treaba asta în Israel, dar s-au amânat, s-au anulat toate zborurile, așa că n-am putut să plec în Israel și fac asta prin online, prin Skype. Ce pot să vă spun? Eu pot să vă spun că eu am terminat studiile mele și masteratul meu în 1984 și exact atunci m-au primit în armată ca ofițer de grad de capitan în sănătate mentală. Eu am lucrat câțiva ani buni în armată exact pe direcția asta și care o să vorbesc mai mult despre ea astăzi, cât o să ne permită și timpul. Așa ceva ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat niciodată și nu este o aberație ce spun acum și nu este o prostie. Nu s-a întâmplat că 1500 de morți de evrei israelieni și cu alte cetățenii să fie morți într-o zi, o mai mult spus, în jumătate de zi. Nu a fost că 250 de răpiți sunt, aproape 250 de răpiți sunt în Gaza. Nu există, când sunt răpiți copii până la 3 ani, 30 de copii până la 3 ani. Nu există posibilitatea să auzim că s-au descoperit cazuri care le-au tăiat capul al bebelușii. Da, acum, da, știu că așa este, eu vreau să spunem asta pentru că am văzut pe toate posturile că oamenii evită să spună asta pentru că este cumva, nu știu, într-adevăr șocant, este șocant, dar noi trebuie că tot evitând să spunem asta, nu se mai știe cine de unde a pornit. Înainte de a spune acest lucru și de a continua pe firul acesta al problemelor, dacă vreți și mentale, pentru că am câteva întrebări pregătite, aș vrea să ne explicați puțin sintagma pe care am auzit-o acum, sigur, cu bună credință și bună intenție pentru cei care au vrut să arate cât de groaznic a fost, care compară ce s-a întâmplat acum cu Holocaustul și care spun că este un terorism nazist. Eu aș vrea să vorbim puțin despre asta, pentru că trebuie să punem la socoteală și cei 82 de ani dintre aceste două cumplite evenimente care ar fi trebuit
să aducă un progres în societatea umană. Vreau să știu părerea dumneavoastră în legătură cu asta. Am să fac o comparație între Holocaustul din 1939 și până în 1945 și ce s-a întâmplat în sudul țării. Numai că trebuie de luat în evidență că a spune lucrul ăsta seamănă în câteva lucruri și nu seamănă în alte lucruri. În primul rând, Holocaustul a fost o tăcere mare. Oamenii au știut lucrul ăsta, au văzut comportamentul disciplinat al nemții, al germanii, într-un mod că le-a pus pe evrei într-o situație care era mai jos decât jos putea să fie. Așa este. Numai că trebuie să luăm în evidență că la ei a fost disciplina dată de sus și spusă că trebuie să lichidăm pe toți evrei din Europa și să creăm o rasă anume, rasă superioară a lor. Și rasa a evreilor strică rasa a nemții. Ei, în cazul ăsta... Asta era atunci, da. Asta era atunci. Era. Așa. Să vedem cum e acum. Acum situația a fost, noi planificăm un atac foarte, foarte mare pe o cantitate extraordinară. 4-5 mii de teroriști au intrat în Israel în aceeași 2 ore, 3 ore, de la ora 6:20, 6:15, până în jur de prânz, sâmbătă 7 octombrie. Trebuie de luat în evidență că tot ei au făcut planul ăsta într-o surpriză că au reușit să spargă zidul care ne-a costat enorm, care ne-am bazat pe el. Au reușit să facă ca să nu fie comunicare între brigada care ține pe partea lui Aza și acolo a făcut ca ăștia să nu mai poată să funcționeze. Au intrat în toate locurile armatei. S-a vorbit mult și la știri pretutindeni și aici în România. Eu vreau chiar să spun că suntem între țările care încercăm să fim cât mai obiective aici în România. Știrile sunt obiective, oamenii sunt obiectivi. Mesajele pe care le primesc, eu sigur cu mici excepții, sunt cât se poate de sprijin și de înțelegere, pentru că oamenii, cel puțin aici, încă gândesc. Eu aș vrea să merg la secțiunea asta pe care ați ridicat-o. De curând, adică destul de curând am auzit la știri, dacă nu mă înșel ieri sau azi, că ei au avut nevoie și de altfel de substanțe care să-i stimuleze în această răutate cumplită, acest mod barbar și abominabil de a omorî oameni, că până la urmă oameni, e vorba de oameni, nu mai e acum ce să spun. O să vorbim noi și de problema antisemitismului, felurile, dar asta am tot vorbit-o. Este ceva nou utilizarea... Președintele Israelului a descoperit o noutate care m-a îngrozit. Îmbrăcăminte la un terorist, s-a descoperit instrucțiune cum să folosească țianidul. Țianidul este o travă care se dă la oameni ca să le omoare. Ăsta este folositor într-un moment foarte rapid. Nu se știe, președintele n-a vorbit despre țianidul, dacă el este pentru împotriva evrei izraelieni sau împotriva lor, dacă o să fie descoperit și să nu intră în situații neplăcute. Nu se știe, dar eu bănuiesc că era ca să se folosească aceeași atac chimic pentru
a lupta împotriva Israelului și împotriva toate familiile din sudul țării. Eu nu știu dacă ei erau conștienți, probabil că erau conștienți în măsura în care aveau pe cineva deasupra lor care le spunea ce să facă. Eu nu știu dacă ei, dar faptul în sine că s-au putut întâmpla asemenea atrocități, pe care încă o dată n-aș vrea să le mai numim, vă rog să mă credeți că de atunci încerc să-mi alung imaginile care cumva vin de undeva, vin de undeva în sufletul nostru, suntem cât se poate de afectați. Aș vrea să vorbim puțin despre trauma războiului în general, pentru că acum vorbim despre populație, vorbim despre populația civilă. Dincolo de asta, deci, pe de o parte trauma, și ca să nu, deși nu cred că am să uit, ideea că noi, ca societate civilizată, vorbesc de societatea evreiască și de societatea civilizată în general, prețuim viața, pe când ei nu prețuiesc viața. Deci pentru ei viața nu are valoare, se roagă morții. Și atunci aceste două lucruri, traumele astea, cum modifică caracterul, da, mult spus caracter, că da. Pe mine mă surprinde, și am să fiu foarte sincer și poate prea sincer, pentru că nu vreau să acopăr nimic și nu vreau să ascund nimic, și am să spun că mă surprinde enorm de mult traumele care sunt acum și ce se descoperă la populația israeliană în totalitate. Se descoperă că este un post-traumatism puternic, puternic, și care oamenii sunt într-o îngrozire puternică. Dacă mai adăugăm la asta aceeași haos care este în guvernul, care nu știe și nu dă niciun ajutor cum trebuie de dat. Guvernul știe, eu așa cred, am mare încredere în treaba asta, nu numai guvernul de acolo, dar și guvernele în general cred că știu despre ce-i vorba și în faza cărui fenomen în expansiune se află. Dar încearcă să ia cele mai potrivite măsuri într-o societate a comunicării în care practic nu mai există noțiunea de ceva pregătit, nu neapărat în secret, dar ca orice operațiune se pregătește puțin mai confidențial, într-un cerc mai restrâns. Ei, noțiunile astea dispar pentru că media e pretutindeni și nu totdeauna aduce servicii. Noi suntem 2 săptămâni și jumătate de la începutul războiului. În ăștia 2 săptămâni și jumătate, cu cât amânăm mai mult intrarea și atacul direct asupra terorismului și asupra intrare în Gaza, atât mai mult oameni se fac mai confuz, mai neliniștit, și suferă enorm de mult. Din punctul meu de vedere, trebuie de făcut ceva rapid, măcar un atac, ca să ne dea nouă o speranță că e cineva care face treaba. Noi eu stăm sunt acum... convinsă că eu, deci, încă o dată, sunt convinsă că e cineva, că sunt mai mulți oameni care fac ce trebuie. Sunt absolut convinsă. Și întotdeauna, eu am să vă spun, de obicei spun când sunt de acord sau când am o părere personală, că ăsta e avantajul meu în raport cu, eu știu, un canal de un fel de informații. Deci am să vă spun că am apreciat reținerea de care a dat dovadă guvernul din Israel. Am apreciat-o pentru că cei care au intrat atât de îngrozitor și barbar au mizat pe o reacție. Au mizat pe o reacție a normală, de altfel, și faptul că au avut această reținere de a proteja populația, chiar și pe cea adversă, chiar și pe cea... Eu zic că este un lucru, nu să nu uităm că e vorba aici de o state, ci e vorba de o politică întreagă. Eu personal mă pricep la politică, eu am apreciat asta. Eu am să iau exemplu pe ce sunt specialist în psihologie. Și am să iau relația între copilul, mama
și anturajul lui. Când un copil a primit o lovitură de la un alt copil și vine acasă plângând și țipă că îl doare pentru că ăla l-a bătut, ce îl face pe copilul ăsta să se simte bine și să-i treacă durerea este când tata zice, mă duc și discut cu părinții lui și mă duc și dacă e nevoie, fac tot ce trebuie ca să te ajut, ca să ne te doară mai puțin. În cazul ăsta, așa, dacă tata spunea, băi, ai primit lovitura, am să stau să aștept să mai văd ce se întâmplă, în cazul ăsta copilul se simte fantastic de rău. Asta este una din lucrurile care în psihologie trebuie rapid. Dă-i lovitura exact cum îi se cuvine. Nu am zis ca toți soldații, 400 de mii, să intre acum în Gaza. Nu, dar am zis foarte simplu, este misiuni care ar fi grozav să fac ceva, să le demonstrez că le spargi o parte din lucru. Ca exemplu, eu am crezut când a spus că le duce pe toți din Gaza de Nord, le duce în Sud, eu am crezut că Israelul intenționează să spargă linia și să intre Israelul cu armata în nordul țării, nordul Gaza, și să se așeze lângă orașul. Știți cât este din Israel? O secundă, eu am făcut acolo mult rezervă. Eu vă las să terminați. Eu sunt ofițer în armată și știu exact tot ce se întâmplă acolo. Știți cât este? Este vreo 15 km în totalitate, toată de la șoseaua din Israel până la intrare lângă mare, unde este centrul al lui Hamas. Dar ei au crezut și eu am crezut că dacă face lucrul ăsta, se duce să ocupe partea aia ca să stea 2 km din centrul cu Hamas. Nimic! 2-3 zile aștept acum degeaba ca să se facă ceva. Nu se face. Problema lui Bibi este că el este într-o nesiguranță totală, personală. N-aș spune el... asta. Da, ok. Este... Terminați-vă ideea ca să poți să vă combat. Așa. Da, da, da. El este într-o situație că așa și așa toți îi cere demisia lui și toți îi cere... Că eu uit, pe urmă uit și nu mai pot să spun. Da, da. Serios, poți să știi cât de bătrână sunt, că depinde de unde uit. Nu contează, toți uităm. Da, mai uităm. Două lucruri. Da. Primul lucru, și teroriștii pe asta au mizat. Pe asta, pe exact ce ai spus acum, pe asta au mizat. Și atunci iată de două ori mai înțelept un guvern care își poate face o strategie și o tactică în funcție de situație și din prejudicare. N-am să numesc că acum este război de apărare din partea Israelului și este firesc să fie într-un fel, așa că trebuie să-și apere populația, nu? Asta e unul. Și doi, în exemplul cu copilul, am să spun cum se întâmplă în viața reală. Când un copil e pocnit la școală și vine vânăt, eu știu de pe vremea când eram și eu copil și pe vremea aia, odată o să povestesc cum am luat eu contact cu antisemitism, am să spun, public, că ce să spun, că nu e acum moment. Ei bine, când un copil este lovit sau șicanat sau nedreptățit și vine acasă, părinții hotărâți îi spun, dar tu ce ai păzit, de ce n-ai dat și tu? Da. Pentru că dacă un părinte se duce să-și facă dreptate singur, asta încalcă cumva regulile școlii, regulile a ceea ce ar trebui să fie școala, ce ar trebui să fie rigoarea. Nu ne putem face dreptate singur. Pe de altă parte, nu poți să lași să-ți facă praf copilul, nu? E cu dus și cu întors. Eu acum n-am vrut să te numai o mică poveste. Fata mea cea mică din Israel m-a chemat directoarea de școală să vin să particip la o problemă mare a lui fata mea. Și când am ajuns acolo, directoarea cu diriginta mă așteptau
Și fata mea cu capul jos spune, știi de ce te-am chemat? Și am zis, nu. Fata ta a bătut un copil și i-a făcut să plângă copilul ăsta. Și eu îi zic, da, doamnă, dar ați întrebat pe fata mea sau pe copilul de ce a bătut? Și după când am zis tot ce am zis, doamna mi-a zis, m-am așteptat că tu ca psiholog să ne dai dreptate și să îi spui că ea nu are dreptate. I-am zis, nu, eu ca părinte, dreptatea nu vă dau, nu vouă și nu ei. Dar când o să ia să se răcească, o să vorbim după. Și într-adevăr, când am ieșit din școală, mi-a zis, tati, îți mulțumesc că m-ai apărat. Ăsta este linia cea mai frumoasă care pot să dau. I-am zis, așa este, așa este. Să știi, i-am zis, când încă două săptămâni, când să uiți un pic de poveste, așa cum e caldă, o să-ți spun că n-ai procedat ca lumea, dar nu acum. Și la urmă, ea și-a amintit, după mulți ani, să-mi povestească cum am susținut-o. Așa ceva ne așteptăm și noi, de la părinții noștri și de la oamenii care ne susține. Nu, eu știu că dumneavoastră sunteți mai mult în partea România și eu trăiesc cu știrile numai și numai din Israel, pentru că am canalizat, am pus o stație de Israel la mine, sunt abonat și văd cum stau lucrurile. Spiritul acum este că singurul om care n-a cerut iertare de la tot poporul este Bibi Netanyahu. Singura persoană care n-a zis, îmi pare rău, eu duc vina. Acum hai să o luăm și eu nu sunt de partea nimănui, Doamne ferește, nici chiar nu sunt. Poate nici n-a avut timp să spună treaba asta, să o luăm și așa. Dar de ce nu punem problema asta? Uite, două lucruri. Iar am două, eu am cu perechea, să știu. Da. Perechea. Deci, în primul rând, ce vreau să spun este că noi, evreii care trăim, cel puțin aici, eu și cred că și alții ca mine, avem o anume dualitate în sensul bun. Exact. Israelul este țara din suflet și te doare. Asta spun că te doare. Chiar dacă nu ești acolo, nu ești cu arma în mână, am avut și binevoitoare, prietenușele numesc eu, bune de tot, care mi-au spus, dar poate te duci și tu acolo. Altele mi-au zis, poate, să nu vreau să mai intru în amănunte, dar eu am făcut o triere foarte riguroasă în momentul ăsta, pentru că vreau să trăiesc liniștită ce anii care urmează, știi? Asta e o chestie. A doua chestie este... Dar dacă noi ne-am uitat spre țările civilizate, să lăsăm ce se întâmplă în Israel, oamenii s-au unit, că așa suntem noi evroi, evreii de 6.000 de ani ne unește nevoia, da? Suntem într-o mare nevoie și suntem cu toții cu sufletul măcar acolo. Dar ce ar fi să ne întrebăm ce face lumea civilizată? Ce face lumea... Încă ceva, noi încă suntem foarte bine și toate țările astea din partea de est a Europei sunt niște țări ponderate, sunt niște țări care au știut și ce-i greu și de toate. Dar eu vorbesc de țările civilizate, așa numite, de universitățile de peste ocean, în care tinerii au avut îndrăzneala să iasă cum au ieșit, ca la o mișcare fascistă. Deci teroristo-fascistă, că asta au făcut tinerii, mulți tineri de acolo, fără să știe ce clamează ei. Dacă n-ar fi de plâns, ar fi exact ca în Caragiale. Dar ce clamăm noi? Ce vrem noi? Păi da, ce vor ei? Libertate. Păi libertatea acolo este. Ei sunt ei singuri cu conducerea lor. Și atunci, ce fac țările civilizate? Așteaptă, în afară de legatul la ochi, să fie legate și la mâini sau... Cum e cu democrația asta? Că uite, are și ea nuanțe. Asta e o problemă. E o mare problemă ce spune dumneavoastră. Dar aici sunt cu două tăișuri. Îmi amintește să iau pe Norvegia. Norvegia este o țară super civilizată și super democrată. În spațiu european, dar ea nu e în Uniune. Nu este, dar vreau să vă dau povestea lui Norvegia. Așa, într-o zi,
un terorist s-a hotărât să omoare 120 de copii și de studenți și de petrecători care au fost într-o petrecere. Știți ce a primit el? 15 ani de închisoare în condiții de hotel de 4 stele. Spuneți-mi și mie, dacă asta așa trebuie noi să ne luăm după țările civilizate, înseamnă că eu nu mai știu nimic. Noi... Sunt reguli. Nu pot să vă contrazic, că n-am cu ce să vă contrazic, așa este. Ideea este că ei merg în țările civilizate, dar nu prea muncesc. Nu prea muncesc. Adică chiar nu prea muncesc. În schimb, drepturi egale și chiar uneori superioare populației din țările respective, care săracii s-au născut acolo. Niciodată, am zis la început, niciodată n-am pățit să avem așa un atac terorist cu 5.000 de persoane. Nu ne-am așteptat să vină încă oameni să se pregătească să stea 2-3 săptămâni aici, au adus mâncare pentru 2-3 săptămâni. Noi nu ne-am așteptat la așa de mult armament cum s-a descoperit că au adus cu ei și nu ne-am așteptat la cruzime și la răutate așa de puternică cum au făcut-o ei împotriva noastră. Nu putem spune că nu era nimic, surpriza era așa de puternică, că noi ne-am trezit după două zile și jumătate, am început să ne trezim de visul ăsta amarnic care l-am avut. Din alte cuvinte, guvernul și toate oamenii de lângă guvernul au început să funcționeze numai după câteva zile. Și armata cu întârziere de 4 ore. 4 ore, știți ce înseamnă întârziere de 4 ore? 1500 de morți. Asta este un lucru care o să fie o comisie după terminarea războiului și sunt precis ca să se tragă concluzii. Numai că, încă o dată, noi trebuie să tragem concluzii și pentru dățile viitoare. Ne-a prins cu chiloții jos, ne-a prins într-o situație neașteptată, nici acum, dacă urmăriți știrile din Israel, le-a evacuat 125.000 de israelieni din casele lor. Le-a evacuat, dar nu le-a dat locurile unde să stea și au venit la hoteluri și li s-a spus, nu avem loc pentru voi. Astea sunt cazuri singulare, probabil că te... Nu, astea sunt cazurile mai multe care duce acum la un haos total. În Israel este un haos. Îmi pare rău că eu trebuie să fiu omul să deschid lucrurile urâte. Nu, nimeni nu spune. Toată lumea poate să spună și lucruri frumoase și lucruri urâte. Nu, dar eu nu vreau să acopăr lucruri care... Nu trebuie. Oamenii sunt încă în traumă. Oamenii sunt într-o poziție care nici nu știe ce-i cu ei. Dacă una mă sună pe mine, o bună prietenă, psihologă și ea, și mă sună și îmi spune, hai să, vreau să-ți spun ceva. Au venit doi arabi, au filmat, au intrat în curtea noastră, au filmat casa și au zis că filmarea asta să se ducă la Hezbollah ca să vă omorăm. Aceeași doamnă care este psiholog și are putere să reziste toate postiile lor, nu are putere. Da. Și nu are putere, deci, sau nu are, pentru că a văzut și multă cazuistică în viața ei, nu are putere să reziste. Norocul este că sunt generațiile care pot să reziste. Mă rog, asta nu ține neapărat de... A ridicat o rană puternică, care rana asta a fost în felul următor. Noi, în țara noastră, n-a să avem niciodată situații de holocaust cum a fost în Germania, cum a fost în Polonia, cum a fost și în România. Hai să spunem cum a fost și în România. Și a ridicat o situație atât de problematică că oamenii de atunci, într-adevăr, și-au amintit ce era atunci. Acum oamenii sunt în frică, permanent în frică. Este un copil care a fost ascuns sub pat. El nu mai vrea să doarmă decât numai sub pat.
Uite, despre asta, desigur, asta că spuneam mai devreme despre traumele războiului, da, despre boli, cum să spun, chiar boli care trebuie vindecate în timp. Da. Deci ele se capătă foarte repede, foarte ușor, printr-un șoc major și au nevoie de zeci de ani sau poate deloc, nu se mai pot vindeca. Deci Exact. ce vreau să spun este că eu nu pot să-mi permit să spun că nu e așa sau că este opinia, da. Eu ți-am exprimat opinia pe care eu o văd așa de aici, de la, cum se vede de aici, că eu nu eram acolo, deci e foarte greu să mă, oricât aș vrea să mă pun în pielea cuiva, este foarte greu să o fac. Acum, ce aș vrea, aș vrea să te rog să mai facem asemenea ediții, pentru că va fi nevoie și să oferim celor care ne ascultă posibilitatea să te contacteze. Te rog frumos să spunem că tu dai acum consultații pentru cei din Israel, le dai dacă au nevoie, exact, vorbești ei online și toate aceste lucruri. Și la o vreme să mai lăsăm să treacă puțin, pentru că eu am mare încredere în săptămânile care vor urma, da, și ne vom reîntâlni. Și, eu am să pot să dau acum numărul meu de telefon și ai să poți și tu să poate să-l notezi undeva și să... Da. Oamenii se poate să-l ia de la tine. 0747. Da, eu zic că putem să-l scriem pe chat sau să mi-l dai, da, de zi. 0747 627 971. Ok, acum, da. Eu o să-l pun și pe... Mai am încă unul, dar ăsta e destul de bun. Acum, e bun, da, e bun. Primul lucru, fiecare are dreptul într-o țară civilizată și mai ales ca Israel, să vorbească și în România, categoric, să vorbești, să nu închizi lucrurile în tine. Nu, e foarte bine. Și dacă ai ceva de criticat, să vorbești. Asta e legat de părinți și adulți și oameni mai în vârstă și copii. Acum, în legătura cu copii, trebuie de luat în evidență că astăzi noi nu mai trăim, noi nu trăim acum vremuri normale. Copilul trebuie să știe că astăzi este o situație un pic altfel decât situația de când este ziua de normalitate. Ce însemna lucrul ăsta? Să-i spunem, să-l pregătim, să știi că e posibil că o să fie o alarmă, nu te speria de ea, fii atent, trebuie să ne pregătim, să luăm repede din camera noastră ce avem nevoie să luăm și să tragem o fugă dacă este la... Dacă noi avem camera specială în apartamentul nostru, este fantastic. Dacă nu, noi nu avem, ne dăm jos unde este camera specială. Dacă nici asta nu este, stăm unde este scări și acolo ne păzim foarte bine. Asta e legat. Acum, prea mult alintătură tot strică. Nu trebuie să spunem, copilul suferă și nu doarme și nu aia și nu dincolo și din cauza asta hai să-l alintăm și să-i permitem să facă ce vrea. Nu! În niciun caz nu se acceptă ca copilul să treacă granița și limitele. Copilul trebuie să știe că acum este o vreme mai grea și trebuie să o ia în evidență și să înțeleagă lucrul ăsta. Ar fi grozav să stabilim un program, știu de înainte, împreună cu aceiași copil, ori împreună cu părinții, ori împreună cu bunicii, nu contează cu cine. Ce însemna lucrul ăsta? Programul este parcă un program normal. Ne trezim la ora 7 dimineața, ne spălăm, mergem la toaletă, facem un duș, după asta luăm masa, micul dejun. Nu lăsăm lucrurile la voia întâmplare. Facem toate lucrurile astea într-un mod foarte sigur. Pentru că cu cât modul este mai sigur, așa îi dă la copilul mai mare siguranță. În invers, când lucrurile nu sunt sigure,
este posibil o posibilitate mare ca copilul să treacă la partea a doua și să înceapă să se facă și el și părinte să facă postii. Și asta nu-i bine. M-a întrebat o doamnă, e bine să plâng lângă copilul. Acum depinde la ce vârstă este copilul și cât matur este. Dacă copilul a învățat că plânsul este o descărcare emoțională și asta îi face bine pentru copil și pentru mama, atunci plânge. Dar dacă mama plânge și copilul nu înțelege de ce ea plânge, îl face pe el mai trist, mai deprimat și îl bagă pe el la întrebări. Ce s-a întâmplat cu mama mea? De ce plânge? Și toate lucrurile ăștia trebuie de stat și de explicat. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Bine de înțeles că nu trebuie să exagerăm, pentru că copilul nu știe ce înseamnă să-i tai capul la un alt copil și nu-i bine să știe. Asta nu este normal ca e asta. Copilul să stea mai puțin la televizor și la locurile ăștia. Recomand o oră maxim o oră și jumătate pe zi la televizor și nu la știri. Nu la știri. La programe de copii și etc. La fel și adulții. Nu recomand să stai ca un tâmpit 6, 7, 8 ore și mai multe numai la televizor să te uiți numai la știri. Te tâmpește. Mai putem să zicem o dată. Da, nu e recomandat lucrul ăsta. Da, nu-i recomandat. Mai mult decât asta, formează-ți o idee. Puneți o idee. Cum dumneavoastră aveți o idee, puneți o idee și vedeți la ora asta de știri, când vă uitați la știri, vedeți dacă coincide ideea dumneavoastră cu ideea lor. Dacă nu coincide, nu-i nimic, dar măcar aveți dreptul de părere. În momentul când ați făcut dreptul de părere, de acum sunteți o persoană integră. Asta vreau eu să aduc. Absolut adevărat. De asta am și spus că noi ne vom mai întâlni pe tema asta, pentru că în funcție de evoluțiile viitoare, sigur că se va pune pe tapet tot ce ai spus până acum, deci este normal. S-a și spus că aceste lucruri vor avea loc. Dar știi ce vroiam, dacă ai cumva un moment să-mi permiți? Te rog. Să citesc aici, de pe chat-ul emisiunii noastre aici, da? Da, te rog. Bună seara! Cu speranță de bine și pace într-o țară pe care o iubesc și într-o lume în care ar trebui să trăim în armonie și departe de întunericul minților încremenite în ură. Și aceeași persoană, prietenă fidelă a edițiilor mele, Marinela, îți mulțumesc, cred că dincolo de înțelepciune de care trebuie să dea și dă dovadă guvernul în exercițiu, sigur, întreaga suflare trebuie să fie solidară într-un moment în care cei care au provocat acte de cruzime, că eu sunt aici, trebuie să mă răspăi pe telefon, acte de cruzime inimaginabile față de copii, femei, față de oameni fără de apărare, trebuie să răspundă. Nu trebuie să se repete aceste acte iraționale de terorism care pot apărea oriunde în lume. Acele comunități de evrei de la graniță erau o dovadă de coexistență și putea fi o dovadă a durabilității păcii și a iubirii lui Dumnezeu. Foarte multă lume nu înțelege nici contextul. Spuneam câteva fraze înainte să intrăm în direct. Noi nu ne-am pregătit înainte foarte mult, presupunând că vorbim aceeași limbă din multe puncte de vedere. Care a venit cu niște inepții și cu niște lucruri la care eu nu mă așteptam și o lipsă de cunoaștere și de înțelegere și chiar al ozincilor care s-au strigat și care n-au legătură cu realitatea. În sfârșit, nu, lucrurile sunt toate până la urmă și bazic, fără să folosesc un clișeu,
legate de educație, de exact. Mentalitate, de exact. Filozofia de viață. Filozofia de viață. Oamenii Serena, se roagă pentru viață și alții se roagă pentru moarte. Vreau să adaug ceva, Serena. Noi avem și un mic noroc acum. Noi am trecut din 2020 până în 2022, 22-23, am trecut o perioadă întunecată al toată lumea COVID-ul. Noi ne-am învățat cu greu cum să ne comportăm împotriva COVID-ului, cum stăm acasă, cum ne ordonăm, cum ne organizăm. Ei, aceeași lucru durează și pentru persoane care stau acum în Israel. Dar eu sunt precis că încet, încet o să luăm învățătura de atunci și o să ne stabilim, o să facem tot efortul ca să, într-adevăr, ne limitează lucrul ăsta. Nu mai putem ieși la restaurante, la teatru, la tot. Timpul liber nu mai a să fie cum o să fie și eu bănuiesc că asta să țină vreo 3, 4, 5 săptămâni, cel puțin o să țină până la sfârșitul anului ăsta, o să fie o problemă destul de mare. Dar noi ne-am învățat cu lucrul ăsta în perioada COVID și putem să tragem concluzii, să venim acasă, să ne ocupăm de copii. E adevărat, locul este limitat. Într-adevăr, nu numai că este limitat, te înghesui și copilul are nevoie de un sport. Da, și când eu am zis că să facem un program, eu m-am referit de la program, de la trezire până seara și să facem tot ce putem să facem aproape ca roboți ca să programul ăsta să reziste. Ca exemplu, jumătate de oră de activitate sportivă. Ce rău este ca un copil de 4-5 ani să dea mingea lui mama și să aruncă mingea, nu să spargă lucruri în casă, dar să aruncă mingea ca să mișcă puțin, să se mișcă. Din alte cuvinte, lucrul ăsta este foarte important pentru toate familiile. Asta ce trebuie să facem. Așa este. Îți mulțumesc. A fost și timpul scurt. Ne-am ținut cumva de ce fiecare dintre noi și-a propus ca să atingă. Eu propun încă 2 săptămâni să știe lumea care s-a uitat astăzi la noi, încă 2 săptămâni să ne întâlnim din nou și să vorbim și să vedem cum merg lucrurile. Dumneavoastră să primiți întrebări, sunt precis și eu am să primesc întrebări, am să le dau și răspunsul în timpul emisiunii. Încă 2 săptămâni. Mulțumesc mult pentru prietenie, pentru buna colaborare. Este foarte plăcut să faci o ediție cu cineva și am norocul să am asemenea oameni cu care fac aceste ediții. Mulțumesc mult! Eu voi pune această ediție pe canalul de YouTube ca să fie accesibilă și exact. Sigur, oamenii știu unde să o găsească. Îți mulțumesc mult de tot! Multă sănătate, gândurile mele bune soției, familiei și celor dragi. Înseamnă să ne înțelegem. Să poate încă 2 săptămâni? Da. Eu, ca să scriu asta pe agenda mea, că încă 2 săptămâni și oamenii să știe. Aveți, de acord. Aveți telefonul meu, Serena, dă-le la oameni ca să mă sune 10 minute, un sfert de oră, eu le dau sfaturi practice. Și cu asta basta, să poată să continui viața. Mulțumim mult. Sigur că se poate, eu pun și eu în agenda peste 2 săptămâni. Suntem pe data de 23. Încă 2 săptămâni însemna 30. 6. Ok, la ora 5. La ora 5, că prietenii sunt obișnuiți cu noi în live la ora 5. Okay. Așa rămâneți, mulțumesc mult, mult de tot și familiei, încă o dată, gândurile mele cele mai bune. Și să fiți sănătoasă și mulțumesc. Sănătate la toată lumea și să treacă și necazul ăsta. Numai bine! Mulțumim, numai bine! O săptămână ușoară, toate bune!